A lucra în spațiu închis și a eliminat disconfortul olfactiv. Mașinile care vin încărcate cu deșeuri contaminate vrac sunt descărcate direct într-o cupă, deci practic intervenția omului este nulă la partea de intrare. Avem sisteme de deshidratare al deșeurilor, astfel încât să eliminăm lichidele înainte de a ajunge pe o bandă de sortare. Bandă de sortare unde avem posibilitatea sau nu să amplasăm picker manual, picker pentru obiecte foarte mari care ar putea strica pamentele. Sistem de transport, cube intermediare, sisteme de distribuție, două sisteme de despachetare care practic separă fracția organică de factorii contaminanți, cu precădere plasticul, ambalajele. Supa rezultată textura unei ciulamale de supă cremă, da? Este deviată către linia de fermentație, unde o să vedeți ulterior ce facem cu ea. Partea de ambalaje este trimisă către două sisteme de spălare, astfel încât cu apă caldă, astfel încât output-ul să fie unul curat și fără disconfort. Poate fi efectuată până la 100, astfel încât toate lucrurile de siguranță să fie îndeplinite și să evităm posibile accidente de muncă. De aceea avem posibilitatea să controlăm echipamentele atât local, cât și remote de la un panou de comandă pe care o vedeți imediat. Complet automatizat. Urmează ceva background. Gata? Da. Da? Și totodată sistemul stației de biogaz pe care o să o vedeți imediat în zona următoare. Dacă sunt curiozități, vă stau la dispoziție. Cam ce capacitatea? Discutăm despre două sisteme de 25 de metri cu pe oră, 50 de metri cu pe oră. Și inițial, în cazul în care nu există mentenanță, eu știu zile care sunt instalația anual. Zile de mentenanță? Eu zic, anual. Da. Cam cât puteți să primați? Da, ne-a făcut un calcul. În orice deșeu este și ambalat, adică cantitatea de deșeu în total este aia. Pot fi fungi de la salată. A materialului rezultat în urma separării am luat-o în considerare, dar astăzi nu am investit, pentru că încă n-am ajuns la o concluzie cu posibilii parteneri. Avem, la Filipești de Pădure am analizat posibilitatea coincinerării, dar suntem în prim proces de a obține, de a găsi o soluție de reciclare și momentan nu s-a pus problema uscării. Dacă se va pune și va fi un beneficiu atât pentru partenerii noștri cât și pentru noi, cu siguranță o vom face. Practic, un uscător, având în vedere că noi avem apa caldă care ne vine deja în corpul halei, este doar o chestiune de niște zeci de metri de cap. Vă zic afară, ajungem la biogaz. De fapt, cel mai spectaculos proces din cadrul instalației de biogaz este inima, este microbiologia, linia de fermentație. Linia de fermentație care este compusă din două fermentatoare, ultima tehnologie, cele mai inovative sisteme, atât pe parte de proces cât și monitorizare. Practic toată materia primă, fie că discutăm despre deșeuri lichide, supă sau substrat rezultat în urma procesului de separare organic-anorganic sau material solid necontaminat, ajunge în aceste două fermentatoare, fie prin intermediul sistemului de alimentare lichid, fie prin intermediul sistemului de alimentare cu materiale solide. Practic, microbiologia este alimentată în permanență, ciclic, indiferent cantități mai mici, mai mari, funcție de atât de disponibilitatea materiei prime, cât și de gândirea colegilor mei de a produce biogazul și a
ulterior energia electrică și a o comercializa. Capacități 5.000 de metri cu fiecare bazin, adică fiecare fermentator, cât și post-fermentatorul. Capacitatea, m-a întrebat cineva, capacitatea de producție biogaz. Discutăm despre peste 1200 de metri cub pe oră, producție de biogaz contată în cadrul bazinelor de fermentație, bineînțeles progresiv și bineînțeles funcție de ce materie primă avem la dispoziție, pentru că un măr niciodată nu o poți să-l compari cu o felie de pâine. De fermentația anaerobă este stocat inițial sub aceste membrane. Primul set de membrane se află chiar pe post-fermentator, următorul pe care o să-l vedeți imediat se află la sol. Ele reprezintă stocarea noastră, bufferul nostru, astfel încât să ne putem desfășura activitatea în condiții prielnice. Condiții de maximă siguranță, v-am spus și mai devreme, la orice alarmă se oprește tot sistemul, alimentare și așa mai departe. De metri cub la 24 de ore, ușor supra-dimensionată, astfel să ne asigurăm că putem face față întregului proces, eventuale mărit de capacități ulterioare. Este în flux continuu, utilizăm apa caldă, produsă în cadrul procesului de cogenare pe care o să-l vedeți imediat, pentru a încălzi acest un proces mecanic de separare. Separăm fracție lichidă de fracție solidă. Practic tot ce se sedimentează este eliminat prin aceste două separatoare cusite de dimensiuni succesive, astfel încât avem o componentă solidă pe care să o putem gestiona la o distanță mai mare, ea fiind de 3 ori mai concentrată. Și lichidul rezultat mai departe către zona de lagune pe care o să o vedeți imediat. Am colectat materia primă, am procesat-o, am utilizat-o, am mineralizat-o, s-a produs biogazul. Ajungem la cele două centrale de cogenerare pe care le avem în dotare, dotate cu motori Embacher, 1497 de kW electrici putere instalată fiecare, tot cam atât și termic. Practic ele pentru noi reprezintă casa de marcat, spun așa, dacă putem noi să facem treabă bună, dacă nu funcționează centrala de cogenerare și nu livrăm energia, nu facem bănuți. Ring, avem foarte mare grijă de ele. Procesul simplu, motor cu ardere internă, simplu și cunoscut, motor cu ardere internă, biogazul practic joacă rol de combustibil, angrenează un motor. Motorul se învârte, angrenează la cap de arbore un generator sincron, se autoexcită, produce energia. Din sistemul de ventilație, din sistemul de răcire al apei motor, avem o primă treaptă de recuperare apă caldă. Gazele de eșapament la peste 5500 la peste 500 de grade Celsius și peste 5500 de kg pe oră de fiecare motor în parte sunt deviate către un generator de apă caldă, unde practic într-un schimb de căldură producem acești 1,5 MW de energie termică pe care îi utilizăm în cadrul procesului nostru în zona de încălzire, zona de igienizare și mâine pe mâine alte procese. Este peste 40.000 de metri cub, volumul util de depozitare, astfel încât să putem depozita pentru cel puțin 8-9 luni de zile. De ce 8-9 luni de zile? Astăzi, agricultorii au trebuit să se adapteze noilor condiții meteorologice. În general, momentul este critic în care trebuie să aplice acest fertilizator pe câmp și durata este scurtă. De aceea, volume destul de mari, pe care le vedeți, practic sunt două piscine uriașe, peste 7.000 de metri cubi prima și peste 35.000 de metri cubi. De aici se vede bine și balonul. Da?
este o întrebare relativă și nu prea este după cum ne dorim noi, ci este după cum vrea piața și cel puțin 10-12 ani. Investițiile de genul sunt investiții pe termen lung. Noi avem experiența unei astfel de investiții nu realizată la același nivel, la Filipeștii de Pădure. Muncim de peste 12 ani și încă mai avem de recuperat niște bănuți. Nu mult, dar n-am reușit să acoperim. Aici te uiți la domnul Titu. În momentul când te uiți că tu domnul Titu. Înseamnă că poate mai mult sunt de felicitate. Nu rata așa de mare de apă. Fiind parte dintr-un grup mare de firme, întotdeauna companiile mari au și afaceri profitabile pe termen scurt și pe termen mediu, dar și pe termen lung. Cu siguranță aici discutăm despre un business pe termen lung în care trebuie să ai răbdare. Știm, ne-am asumat și din acest motiv am și luat decizia, am avut și un pic de curaj să dezvoltăm aceste facilități în întreaga țară. Ce bună întrebare! Desulfurarea momentan o facem în interiorul bazinelor de fermentație. Avem niște ringuri interesante de injecție aer și putem să injectăm capacități destul de mari. În prima fază putem controla conținutul de hidrogen strict prin injecția de aer. Ulterior, dacă va fi nevoie, vom apela la scrabăre. Suplimentar, ca o măsură de extra protecție, standard, centralele noastre de cogenerare vin cu filtru de cărbune activ, pe care le puteți vedea, cele două mai înalte, de aici. Și putem reduce totuși concentrația de hidrogen sulfurat fără probleme la teritoriul acesta de la 7-800 de ppm, să spun așa, la 5. Bineînțeles, cu eforturile financiare de înlocuirea cărbunelui activ. Și siliciu? Îl eliminați? Nu. Dacă se elimină prin cărbunele activ, bine, dacă nu, nu. Dumneavoastră îmi puneți o întrebare perfect pertinentă pentru un alt scop. Pentru noi aici nu se aplică. La ce vreți să faceți dumneavoastră cu biometan teste, trebuie să cureți inclusiv.